toți băieții să vină la mine. Mai era! Știi tu tot? Stai! Ești bună cumva! Asta-i benzină? Benzină și acum mai... Așa, și după faci... Hai, bună ziua, eu sunt Claudia. Hei, salutare, gașcă, eu sunt Mivi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube, sunt foarte răcită, nu vă gați în seamă vocea mea. Important e că în acest vlog alături de mine sunt mama Cosma și fica Cosma, Claudia și Iarina. În acest vlog o să facem fică sau prietena mea, pentru că Iarina este prietena mea, versus mamă. Suntem în Târgu Neamț și vreau să zic că sunt niște prieteni de familie, ne-am cunoscut acum 2, 3, 4 ani. Acum, sunt niște oameni foarte, foarte mișto și mai ales îmi place super mult relația mamă-fică. Nu vreți să le vedeți pe ele când se ceartă așa un pic de sunt mega adorabile, pentru că sunt două moldovence și nu înțelegeți nimic din ceea ce zic atunci când se ceartă. Așa că în acest vlog m-am gândit să le supun la două probe. În prima probă le voi spune câte un vers din piesele mele, pentru că ele două mi-ascultă piesele. Da, mă, da, da, așa-i, așa-i. Da, aduce suica, aduce suica. Rachiu, de prona. Iar ele vor trebui să continue versul pe care eu îl dau și în a doua probă să ghicească vârstele unor anumiți artiști. Băieți. Da, și băieți. Ah, bine, nu mai băieți, vreau eu numai băieți. Numai băieți? Numai băieți. Toți băieții să vină la mine. Bine. Nu spune așa că e Sunteți pregătite? Da! Da, prima rundă cu piesele mele, da? Excludeți vocea mea de recită. Cine pierde, ce face? Cine pierde, trebuie să o scoată la shopping pe cealaltă. Trebuie să cumperi ce vreau eu. Așa. Ok. Și dacă mama Cosma... Că tu nu cumperi niciodată ce vreau eu, nu că spune... Da, și o întrebare. Dacă o să câștige mama Cosma, faza este că tu ești salariată? Nu. Adică tot mama Cosma o să fie. No! Mama da, Cosma o să fie. Apelează la tatic. Da? Nu m-am gândit, aici nu m-am gândit. Hai. Și prima care atinge floarea asta de aici de la mine, prima răspunde. Da? Da. Îmi place răsăritul. Și ce faci tu? Noi duce ciocolata când ești dulcită. Și nu-mi place nimeni cum faci tu. Pentru Iarina la 1-0. Sunteți pregătiți să aduc cash-ul? Da. Hei, tu! Știu că te-am văzut pe strada Unirii la numărul Iberii. Și mă gândeam că mai mult, că poate nu se prindeau. Dimineața nu m-a avut alarma, doar ușa apoi. Pa, mama! Trezește-te! Am apăsat în ceva. Da, și întârzia suta, nu știu cât am ia. Mama Cosma, vă distrați cu piesele mele și cum ați? Ai văzut cine e foarte bine pe piesele tale? Da, Iarina cântă și eu mă miș. Nu aveți idee ce... Sunt pe val! Și că e mama! Mamă! Moldoveană! Vă dă păstoarte! Deci vă rog frumos! Aș da pe tine toate fostele, că tu nu ești ca toate fetele. Aș da pe tine toate verile, vindeți rănile și giurmele. Ești de acord să-i punem și un punct în abitare? Da, ca gecata. Bine, eu dau pe-al meu. Îi dai eu câte am? 3. Și cu ăsta 4 și... Hai, îl pun ei. Hai, 3-1. Salvați de copoțel, mai e noroc cu el. Are șansa ta, zâmbește și zi așa. Hai, îl pun ei. Hai, hai, că știu, da. 3-2. Nu? Repetentă la dragoste, de pe cei mei lăși stelele. Și te-am luat din nou, să vezi ce-ți fac eu ție în magazin.
4 la 2. Să vedem cine știe piesa asta. Ia uzi. Mama, haide, spune vino. De la gardă ca să fac vino. La... nu mai știu. Absențe? Teresi? De copiat! Adidas? La Adidas noi? La Adidas noi și haine. Că am văzut unele faine. Păi e frierul cu mie. Vara asta o fac. O fac în felul meu. Asta o știu. Ai dat pe mine toate forțele. Tu nu te joci. Tu vrei să-mi adă stelele. Ai fost băiat. Când ai fost cu mine. Bine, s-a pus punctul cu tine. 5 la 2. Mama Cosma, pe asta trebuie să o știți. Nu neapărat că e a mea, eu am făcut un remake la ea. Dar n-a păsat dacă nu știi. Aș vrea să am mereu surâsul tău senin. Mirosul tău ce seamănă a coș de portocale. A coș de trandafir. Bine, ai ghicit tu 6 la 2. Și ultima din această rundă. Îmi place soarele, îmi place ce faci tu. Nu e dulce ciocolata cum ești dulce tu. Și nu îmi place nimeni cum îmi place doar tu. Îmi bate inima când apar tu. Nu vreau restaurante, nici diamante, nu știu. Dar am maxim clar că m-am îndrăgostit. Și poate n-ai habar. Nu-s ca toate fetele, eu ceva mai rar. Bravo! Banii mei! Bineînțeles că la prima rundă a câștigat Iarina de danșat cu 7 la 2, cred. Nu mai știu exact scorul. Să vedem a doua rundă. O să dau câteva persoane publice. O să încerc numai băieți pentru că asta a fost preferința mamei. Și fete. Bine, dau și câteva fete. Și două fete, hai. Și voi să încercați să ghiciți vârsta. Ok. Prima persoană publică. Pavel Bartoș. 40. 39. Are 45. Pentru... arată bine, arată bine, arată bine. Arată bine. Smiley. 35. E cu cine a pistolul? Siu vârsta. 32. Acolo. Și cât ați spus? 35. Mami, 37. Are 37. Alex Velea. 35. Poate mai mult. 36. Cu un an mai mic decât Smiley. Conecta. 38. Așa, și tu? 38. 38. Puia. Ăsta nu-i pe placul mamei Cosma, cred. Union Dolonescu. Cât? 28. 30 și ceva, 35, 36. 41. Wow! Dar puia era când eram mică și când eram mică el era tot mai mare. Bine zis. Liviu Vârciu. Asta e un pic mai mare ca mine, 42. Să-ți arăt o poză cu ea. Vârciu! A, ăla cu ochii ăla tăi! Ăla cu vârtărul ăla, norocule! Hai că e cu ăla care e chel, Andrei. Și a fost la Asia Express. 36? 37? Zi? 37. 39. Și tu cât ai zis? 42. Răzvan Fodor. Cum nu știi, ba da, știi. Tot de la Asia Express. Doamne, nici nu știu cum îl cheamă pe Răzvan. 43. Nu, ăsta arată bine de... Da, chiar arată bine, Răzvan Fodor. Pentru vârsta lui Șoam, mă văd. 41. 45. Bine, mama, Cosma! Următoarea, Loredana Groza. 50. 49. 50. Mamă, că nu-i corect că ea le știe pe astea. Vrei să dau și din generația ta? Da! Bibi. 18! Am zis 10 mai. Și eu, de fapt, 10 mai. E tau ca mine, e aici sora mea de suflet pe care o iubesc mult, mult greu de tot. Andra. 42. Are 2 copii. Nu, are 40 ceva. Are 38. 33. What? Ia să vedem mama Cosma, Horia Brenciu. 45. 43. 47. Na, că e da? Mai tineri. Vrei mai tinerel? Da, vreau mai tineri. Justin Bieber. E și logodit. 3, dar e 30 ceva. 28.
26. Deci ultima mica, Selena Gomez, Ariana Grande. Aia cu coama aia de cală. Da, așa lungă. 32. 27. Mamă! Vezi că te ajung, mamă. Da, generația ta aici. Ia să vedem dacă știe mămica de Billie Eilish. Știe mămica, dar... Știu eu! 27. 19. 18. 18. 18. Și ai zis 19. 27, așa mă știu de apare. Scapă tine, habar n-am. Scapă tine. Ia vinci. Nu! Fac intenționat! Am stat foarte mult cu ei și nu am cum să mă dezvăț acum să vorbesc așa cum vine. Naiba, că ai 17 ani când vorbești moldovenește și acum 2 zile vorbești bucureștenește! Dar nu, că nu vorbesc așa moldovenește. Dar nu m-am învățat bucureștenește, că vorbesc așa că mi se pare mie că e mai frumos. De mai, mai, da, mai... Dar nu e, că nu te prinde, pe Bibi o prinde, dar pe tine nu. Toți prietenii tăi ți-au zis să-ți schimbi limba după tine. Da, ua, hai, vă mai uitați la vlog, că vorbesc bucureștenește. Toți așa din Moldova, peric, ce sunteți pe aici. Nu vă mai uitați, bă! Pentru că prima rundă a câștigat-o fica, iar a doua a fost câștigată de mămică. Bineînțeles, trebuia să facem a treia rundă, să vedem cine câștigă. În a treia rundă nu va fi nimic legat de mine, ci va trebui să răspundeți la câteva întrebări de logică. Sunteți pregătite, fetelor? Da. Prima întrebare. Ce este mai greu? Un kilogram de plumb sau unul de făină? Sunt ambele egale. Un kilogram de plumb. Sunt ambele egale, că e un kilogram. Da. E un kilogram și un kilogram. Nu, sunt egale. Sunt egale. Într-un coș sunt 3 mere verzi și 4 roșii. Câte mere sunt în coș? 7. 3. Că sunt 4 roșii și sunt doar 3 mere. Și după ce ți-am terminat vlogul, ce urma oare?